La un moment dat în viața mea am fost cuprins de nebunia de a mă crede invincibil. Și aroganța asta m-a pierdut. Mai aveam foarte puțin până să omor pe cineva. Nimeni și nimic nu m-a putut opri. Am plătit prețul acestei confuzii totale cu o halcă serioasă din propria viață, între 25 și 35 de ani. Viața noastră e conectată cu lumea, așa cum nervura ultimei frunze care tremură în vârful unui copac e legată în mod misterios de ultimul fir de rădăcină, subțire ca o ață, înfipt undeva în întunericul pământului. Lumea e de fapt un copac. Atunci am avut o revelație. Mi-am recapitulat viața. Două gânduri ciocăneau insistent la porțile minții. Să plec înapoi la pușcărie? Sau să-mi iau discret viața? După nenumărate învârtiri în jurul cozii, într-o bună zi, am înțeles rostul. Am descoperit alergarea pe distanțe lungi. Am priceput că tot restul m-a pregătit pentru asta. Am redevenit liber. Atât de liber, încât acum pot vorbi despre trecutul meu cu împăcare. Nu mă tem de nimeni și de nimic. Poate doar de mine însumi, uneori. Prin negură își croiește drumul amintire. Găsește oaia că de nu te omor în bătaie. Copiii în creștere ar trebui să stea seara în pat la căldură, iar părinții să le citească povești, nu să caute oi mute prin păduri nesfârșite în frig pe ploaie. Dar eu nu sunt considerat copil, ci o simplă slugă la oi. În loc să stau la foc lângă sobă, bântui printre copaci cu un nylon pe spate, căutând o oaie. Când se termina școala, eram trimis la bunici. Intra în scenă sluga. Elevul lua vacanță. Deschideam ușa și bunicul rângea. Trece aici să te tung! Ce se întâmpla era destul de primitiv. Du-te, adă, meri, trebuie să... De dimineață până seara eram trimis cu animalele, cu mai nimic în traistă, poate niște mămăligă rece. Eram sluga perfectă. Muncitor, eficient, mereu înfometat, în stare de orice pentru colț de pită sau un cup de zahăr. Posed o istorie personală construită din traumă. Memoria mea sare de la o bătaie memorabilă la alta. Într-a șasea, am sărutat o fată pe obraz și proful de tehnologie mi-a dat o palmă atât de grea încât mi-am pierdut cunoștința. Primul meu blackout din iubire. Profa de geogra. Îmi umfla degetele cu indicatorul pentru că nu știam unde e Africa. Nici Bistrița nu știam unde-i. Mama, strângându-mi degetele la ușă, ca să nu mai împrumut biciclete, ca să mă plimb clandestin. Sau tata, împingându-mă ca pe o vită în grajd, ca să mă poată bate cu biciul mai bine, fiindcă rătăcisem prin o gradă ciocanul bunicului. La 11 ani, în mintea de copil care își dorea de mult o bicicletă, s-a strecurat un gând quiz infracțional. Să împrumut bicicleta vecinului pentru a face o tur, hai două,
și apoi s-o pun la loc ca și cum nu s-a mișcat de acolo fără să afle cineva vreodată. În special mama, de care mă temeam cel mai rău. Venise vremea pentru acțiune. Am apucat ferm ghidonul, l-am încălecat și am dat pedală fără să mă uit o clipă înapoi. Era exact ca în vis. Vântul sufla în urechi, cauciucurile fâșâiau pe asfalt și mușchii picioarelor se încingeau când apăsam pedalele, până într-o zi de toamnă, pe care degeaba am încercat să o uit. Vecinul a zis în general chestii clasice, cu cei 7 ani de acasă. Mama asculta și tăcea, dar ochii îi scăpărau. După ce a plecat, vecinul s-a întors cu un cablu negru de reșou. Nu știu cât timp a bătut. Rănile erau deschise și sângerau. A doua zi, tratamentul minorului de aducere pe calea cea dreaptă a continuat cu ceva mai rafinat. Mama a făcut o soluție salină și mi-a turnat-o pe răni. Țin minte că am urlat. E drept, soluția avea și un rol terapeutic de dezinfectant, dar mă durea cumplit. Normal, am promis totul, am jurat că nu o să mai fur biciclete, nici măcar cu un prumut. Ajung porcar, ca fiul risipitor. Locul se numește Gheaze, gospodărirea armatei. Suntem 9 infractori sub comanda unui locotenent dus cu pluta. Când îi se trezește instinctul ofițeresc, face instrucție cu noi, batem pas de defilare în pământ, lutos amestecat cu răha de porc, salutând cu pieptul scos. Apoi își amintește că unitatea noastră este una de parașutiști. Ne ordonă să sărim de pe cămara cu alimente, cu fețele de pernă pe post de parașute. E grotesc, dar între guițături și putoare. Totul e cumva disperat și firesc. Fiecare dintre noi joacă rolul principal într-o piesă de teatru absurd. Visase mulți ani să fug în lume, să sar peste graniță, ca peste gardul din curtea școlii și nu-mi păsa că fac parte dintr-o mică mafie, dacă aveam ce să halez, unde să dorm, și câtă vreme bistrița, aia de 2 bani, era undeva aiurea, într-un colț de lume ca o șapcă plină de praf rătăcită pe sub vreun dulap. Am constatat cu mirare că de fiecare dată când luam un pistol în mână, cântărindu-i greutatea și răceala, palma mi se umezea ușor. Eram cuprins de un val de emoție și respirația mi se accelera. Cum îmi trăgeam masca pe față, emoția dispărea ca prin farmec. Avea un efect narcotic asupra mea. De parcă deveneam altcineva, un om în stare de orice. Toate simțurile mi se ascuțeau. Acționeam cu precizie și sânge rece. Și mai ales, fără să mă gândesc prea mult la consecințe. Am fost pe rând slugă la ciobani, porcar în armata română, azilant politic în Berlin, pizzar, bodyguard la un interlop sârb, martor într-o galerie alba-neagră în Gran Canaria, autor de jafuri armate. Vânat de Interpol, am devenit client al unei pușcării de maximă securitate. Timp de 10 ani am lipsit din propria tinerețe, închis complet singur între 4 ziduri albe foarte groase. Noua mea garsonieră avea pereți de 70 de centimetri. Prin zidul acela alb nu trecuse nimeni, niciodată, în cei 100 de ani ai închisorii. O vreme am visat că voi putea trece prin el.
Apoi n-am mai visat nimic. Am devenit o piesă de mobilier, alături de celelalte din celulă. Un pat, o masă, o biblie, un scaun, un dulăpior, o chiuvetă, un WC. Foarte interesant că acum, după ce a scris Tibi cartea, pare că el era acolo și era singur și eu eram undeva plecat și am venit așa întâmplător în viața lui. Alin e dușmanul și erou. Între doi frați, dușmania se amestecă cu respectul și multe alte chestii băiețești. E o regulă a vieții ca fratele mai mare să te prostească, să te chinuie, să râdă de tine, să te scoată din minți, dar cu toate astea, să știi că te iubește ca nimeni alt. Cu anii, dușmania se estompează și rămâne ceea ce a fost mereu. Apărătorul, eroul, salvatorul. Alin e și recuperatorul meu. M-a răpit de la bunicul când aveam râie, m-a recuperat după închisoare, când nu mai știam cine sunt și ce s-a întâmplat pe lumea asta de încăpeau deodată așa de multe culori țipătoare în ea. Trăiam trauma unui făt expulzat din confortul intrauterin, într-o lume ostilă, friguroasă, plină de zgomote. El mi-a dat un sens. Tășulea s-a asociat. Dar nu a fost așa simplu. Până ca sufletul să-mi ajungă din urmă trupul, a mai trecut jumătate de an de coșmar. În locul inimii vii și pulsând de viață, mi se căsca un hău adânc, întunecat. Neautocopilărie e foarte grea. Munca aia pe care trebuia să o facem, că așa era normal, o făceau toți. Bătaie luam toți. Nu era altceva, adică nu știam cum ar trebui să te mângâie mama ta sau tatăl tău și dacă nouă ne lipsește sau nu. Era multă violență de neînțeles pentru un copil și noi le-am trăit și atunci cred că ne-am unit într-un anumit fel. Și legătura asta cred că ține și astăzi. Când printr-o ticăloșie socială, cred eu, are voie copilul să-și aleagă unde să trăiască și tatăl lui poate să spună: păi eu n-aș vrea să plătesc, mai bine țin eu unul și tu unul, adică așa un negoț dintre ăsta ieftin. Ne-am avut acest nenoroc să fim și despărțiți o perioadă, de la divorț încoace. Și atunci, deja începusem așa niște aventuri serioase în care eu l-am mai furat, l-am adus la mama, mama l-a acceptat și nu l-a acceptat pentru că el hotărâse să meargă cu tata. Tata i-a promis că-i cumpără doi căluți mici și el își dorea măcar unul și atunci iară s-a dus înapoi. Cumva am uitat, sau el a uitat un picuț prin încercările grele prin care a trecut, că de fapt am fost și fericiți. Adică eram cu 300 de vaci care le păzeam și făceam acolo tot felul de năzbâtii. Aveam vecini care fugeau după noi dacă le furam castanele și atunci aveam o mare aventură. Vreau să fiu copil niciodată. Copilăria mea a fost foarte rău. Eu am avut tată vitreg. Tata vitreg a fost un om foarte rău. Mă bătea foarte tare. Și dacă nu aducem, cum să zice, la noi șurșele pentru a prins focul. Dacă nu era pe dimineață șurșele, mă scula din pat, mă lua de păr și mă trântea. Prima dată când am mers la școală, pe clasa întâia, mi-a băgat cărțile pe foc, că au zis că n-a să mă facă profesoară. Când am primit cărțile, m-am uitat în carte și s-au dus vașile la o claie cu fân și oile, că avem și oi.
Și... o venit acolo, m-a luat, m-a bătut. Și vreo două zile nu mi-a dat nimic mâncare. Pentru că n-am păzut vacile. Mi-a băgat cărțile pe foc și nu m-a mai lăsat să merg la școală. În orice caz am avut o copilărie foarte... foarte rău. Am meritat numai ca să mă duc de la tata, de la persoana asta care era cu mama. Vreo 2 ani, a fost foarte fain, am fost fericită, mi-am făcut casă. După 2 ani de zile, bărbatul meu a început să mai... eram gravidă, a început să mai îmble prin sat, pe la gageci. Și am avut un trai așa mai rău, nu prea așa bun. Și... no, pe Tibi nu prea l-am vrut. Foarte rău am trăit, mă bătea. Așa sta când intra în casă, să-l dezbrăc. Îl dezbrăcam, îl puneam în pat, îi spălam cioarele. Dacă făceam așa, era bine, dacă nu o făceam, iară bătaie. Se termina de fiecare dată cu ospitalizare a lui mama și cred că a avut mai multe operații din cauza asta, din cauza bătăilor lui tata. Nici măcar nu înveți ca copil nimic din toată chestia asta. Încercam pe cât posibil să dispărem până dimineața, ne întorceam dimineața de acolo și era aproape totul ca și normal. Toate scenele astea de agresivitate se întâmplau din cauza posesivității și geloziei. Ne amintim și nu ne mai prea amintim, că nu mai vrem să ne amintim, cel puțin eu, dar am văzut că și Tibi are șterse din memorie câteva episoade care au fost crunte. Dar nici n-aș vrea să fim victime. Cred că 70% din copiii care trăiau prin localitățile astea erau supuși unor cazne asemănătoare. Alin era foarte bun, foarte înțelegător și Tibi a fost bun, numai că la Tibi, dacă i-ai spus să nu fac un lucru, și l-a făcut. Așa, sufletist era sufletist, numai că cam rebel, făcea ce vrea el. N-am putut să-i cumpăr bicicletă și a început să-și facă el rost de bicicletă. Și a făcut el rost de bicicletă. Am avut probleme cu el, cu Tibi am avut mai multe probleme. Alin a fost un copil cu minte, el a fost mai mămos. Și-o și învățat. Și am fost singură, n-am avut cu cine crește. Cred că a fost o femeie necăjită la limita supraviețuirii cu 2 copii într-un oraș mare, fără carte, care a încercat să îl corecteze. Și nu a fost lipsă de dragoste. Eu nu cred... frumos! Că aici, în anii 70, cineva și-au făcut copiii din dragoste. Balu! Balu! Ia-le, mamă, hai! Câteodată mă stau așa pe bancă acolo și o urmăresc pe mama când merge la găini, la Rico, care e personajul principal, să zic așa, și am zis, tu, mamă, dacă ai fi avut de mine grijă, cum ai grijă de Rico, aș fi fost un copil fericit. Îmi aduc perfect aminte de perioada aia când eram eu copil și cum făcea cu mine. Chiar dacă mama a devenit o persoană foarte bună și o persoană care nu cred că a conștientizat și nu că să conștientizeze niciodată comportamentul care l-a avut ea față de copiii ei, dar a ajuns și ea să poată să controleze unele scăpări cu care ea a trăit o viață întreagă. Eu sunt sigur că dacă ea ar avea puterea, astăzi m-ar lua la bătaie exact cum mă lua atunci. Frumos, șezi. Frumos, frumos. A devenit și ea un personaj așa foarte fain. Frumos. Am o relație extraordinar de bună cu mama mea. Este foarte greu să-mi caracterizez mama. Pot să zic așa că este un înger într-un drăcușor. Sincer, din suflet mi-aș dori să trăiască cel puțin 1000 de ani. Eu am lucrat cu mama 8 ani de zile, eu cu mama am aprovizionat, ea se ocupa de bucătărie și eu ajutam la aprovizionare, ajutam la toate astea și mi-am petrecut foarte mult timp cu mama.
Mamă le-ai ars. Eu și acum învăț de la mama. Am încercat pe cât posibil să am discuții cu ea și de fiecare dată încerc să o provoc la ceea ce mi-a făcut în copilăria mea, să o provoc prin a o înțelege. Și atunci când își dă ultima sufrare, dacă o întreb, nu o să zică, Tibi, îmi pare rău că am făcut asta. Nu. O să meargă acolo pe lumea cealaltă și o să zică, nu, am procedat bine și asta am făcut. Eu eram un pic mai fricos, mă gândeam de mai multe ori dacă fac asta sau nu. El a avut nenoroc să înceapă școala atunci când au fost probleme foarte serioase în familia noastră și atunci, bineînțeles că am fost neglijați și nu s-a mai ocupat nimeni de școala noastră sau... Și n-a fost nici pentru noi o plăcere mare să ne ducem, dar da, eu am avut note mai bune ca el cumva, eu eram mai analitic așa și el era clară la care mergea cumva până la capăt. El lua bătaie pentru asta, eu luam bătaie pentru că am început să fumez sau că aveam plete și mai mergeam în parc cu roacării să stau și veneam târziu, care era tot o formă de libertate, ca și bicicleta lui. Le bagi cu întâi? Păi oamenii trebuie să mă crească, ți-o da. Când ai fost rumbă la mama? De fiecare dată mergeam și îi ziceam, tu mamă, ți-aduci aminte atunci când mi-ai băgat chitara aia în cap? De ce? De ce ai făcut? Cum ți-o venit ție ideea? Adică acum povestim cumva... Ca prietenii povestim, de ce ai făcut lucrul ăsta? Făcea toate treburile așa, ducea gunoiul, spăla vasă, no, bine, ce putea el face. Și mamă mă leș să mă duc să mă joc. No, îl lăsam două ore sau cât îl lăsam. Nu mai vine, se ducea să da cu bicicleta o tură. Și am stat o zi întreagă la poliție, pentru că trebuia să dau declarație, că nu l-am educat bine și ce-a făcut. Am fost o țără pedepțit, l-am certat, l-am bătut, că na, așa era pe vremea aia. Nu, ce mi-ai făcut de astea? A fost o țără supărată, aia a trecut. Episodul a fost violent, că știu că atunci mama când a început să-l bată pe el, noi dormeam împreună într-un pat, adică o parte din cablurile alea le-am luat și eu. Asta a fost prima mea mașină, Honda. Eu trebuie să o duc la Cluj cu frate sau și numai așa eu trebuie. Am zis că Alin, n-ai putut să iei altă mașină. Numai asta, mamă, eu trebuie. Să deștigeau farurile, mă. Așa e cum crezi, mă. Pantalonii purtam ca lui Van Damme să mor eu. Hai, doamne, ferește. Îmi trimite o vedere cu Van Damme și eu stau și mă uit. Zic, doamne, ferește, dar și cu copilul ăsta, cum de s-o schimbat așa? A făcut ce-a făcut, până când a căzut în capcană. Apoi a fost de vreo două ori și o așa evadat. Și a venit acasă și a însă nu se mai ducă. Nu vreau să lucre aici. Și s-a dus seara și apoi l-a prins seara. Aveam 25 de ani. Când am fost condamnat, deja aveam 27 de ani. Încă mă mai credeam așa un Van Damme dintre ăsta în original și nu din filme. Porționez. Și tot credeam că la un moment dat o să scap, la un moment dat o să vină ei să mă scoată de aici, pentru că
era normal acest lucru și o mai făcut-o odată și eu tot așa speram. Așa am ajuns ca să fiu prins, să fiu condamnat la 23 de ani de detenție. La un moment dat și România a intrat în Comunitatea Europeană. Ca deținut străin într-o țară, pedeapsa maximă cumulată din mai multe fapte, dacă nu aveai crimă, trebuia să fie redusă la 15 ani. Și așa m-am ales cu, din 23 de ani, m-am ales cu 10 ani de detenție, doar că eu nu mai pot intra niciodată pe teritoriul Germaniei, deci dacă o să fiu găsit pe teritoriul Germaniei, oricând, o să fiu încarcerat până la sfârșitul celor 23 de ani. Nu cred că am putea să dăm vina pe situația familiei noastre, că am fost așa și el a luat-o într-o direcție și eu am luat-o într-alta. Ci a fost o potrivire de context atât de clară în care am încasat-o la început împreună și pe urmă el a încasat-o mai rău și el s-a pierdut. Dar nu neapărat din cauza educației sau a temperamentului, ci pur și simplu așa a fost contextul și anturajul și o grămadă de alte lucruri care dintr-o dată intervin și acolo s-au despărțit lucrurile și pentru el groaznic, din păcate. Adică să pierzi 10 ani între 25 și 35 din viață, e ceva. De la lipsa de discernământ infracțional pe care a avut-o la bicicletă, la deja 19-20 de ani, cât avea atunci când deja făcea prostii uriașe care puteau să-l ducă cine știe unde. Acolo, bineînțeles, că a existat o perioadă în care eu m-am dezis de el de adevăratele. Bineînțeles, după multe încercări în care tot am povestit și am zis, Tibi, e o direcție complet greșită, el a zis, asta e direcția mea și atunci, bineînțeles, că eu cumva m-am retras, mi-am găsit o femeie, m-am căsătorit, am făcut un copil și inclusiv primii ani de detenție eu nici nu l-am vizitat. Am fost după 3 ani de zile. După 3 ani de zile, eu meream la Ale. Știi, mama, unde te duc? Și la Tibi. Atunci mi s-o muie picioarele așa. Zice, dar nu te bucura tare, că nu știu dacă putem intra, că zice, noi n-am anunțat pe nimeni. Merim să vedem, încercăm, dacă cumva ne lasă. Of, când m-am băgat la el, am băgat 4 etaje în jos, cu liftul ne-a dus. Acolo când am tot m-am celecat, tot, nici nu știu, nu, mă tremura, nu mai aveam niciun fel. Și m-au lăsat acolo, ea arăta bine când am mers la el, arăta foarte bine, dar a fost o surpriză că nu știu că merem noi la el. Când l-am vizitat pe Tibi și l-am vizitat de multe ori în închisoare și povesteam cumva de ce fac eu aici, nu cred că își putea exact imagina ce îl așteaptă când va ieși afară și el a fost cumva îndreptat în această direcție din timpul de detenție pe care l-a avut. Adică cumva îi promisesem sau eu îmi promisesem mie că o să fac tot ce-mi stă în puteri ca el să aibă parte de o recuperare, dacă există așa ceva după ce petreci o perioadă destul de lungă cum a petrecut el în închisoare. Iarna noi stăteam la prundul Bârgăului. Și primăvara vineam aici cu animalele. Neața, neața! Neața, neața! A fost loc de-a lui bunica aici, dar s-a împărțit. Și a venit o parte lui mama. A luat-o pe mine. E la triatlon, doamnă. Să aveți ce trage de băboi. Mergi la maraton? Nu, mă luați pe mine. Și restul le-am cumpărat de la verișori, de la încești de-a miei. Era o grădină mică. Am mai achiziționat, acum e o grădină mai mare și am vrut să fie țara de care mi-este dor, în care mi-ar place să trăiesc, cu oamenii, cu poporul, cu neamul meu. Și iată cumva am reușit. Thank you.
în această mare țară, țara asta mică, care este cumva schimbată de mine, făcută cu tot efortul de care am fost în stare, este așa cum îmi doresc eu să fie România. Țara tășuleasă, unde și fratele meu a putut să vină și să recupereze, unde o dramă mare de familie s-a transformat într-o poveste de viață foarte frumoasă. Ce are de făcut? Eu explicat, e bine? Eu am fost luat la un moment dat de viață și pus să trăiesc în Germania. Aveam de toate, eram liber, aveam copil, soție, era foarte frumos totul. Și îmi construiam de ce-am lăsat acasă o foarte frumoasă poveste. Și când ajungeam aici, tot dorul ăla, că era un dor uriaș, se dădea cumva de pământ, pentru că nici prietenii nu mai erau ăia care mi-imaginam eu acolo, nici pădurile nu mai erau la fel, nici râurile, toate alea. Ce este când ți dor de ceva, tinzi să faci ceva mai frumos decât ei. Când m-am întors din străinătate și am văzut în străinătate ce se întâmplă, atunci clar că mi-am dorit cumva să putem să lucrăm comunitar, să facem ceva împreună, adică valorile alea care sunt foarte, foarte bune și importante în partea de vest a Europei, pe care am văzut-o destul de bine. Dacă îi facem pe copii să înțeleagă că un arbore plantat în localitatea lui, de care să aibă puțină grijă, să pună un pic de apă, să se mai gândească din când în când la el, mie mi se pare un proiect colosal. Că eu, la vârsta de 15, 16, 18, 20 de ani, aș fi nimerit într-un asemenea loc. Viața mea ar fi avut cu totul alt sens. Pe mine mă interesează cel mai mult în punctul de control este cum gestionați partea asta cu nutriția, apă, lebeniță, banane și toate chestiile astea. Poate că în primii ani la Tășuleasa am făcut exact ce am pierdut în adolescență. Mi-ar fi plăcut să fie un loc ca acesta în adolescență. Mi-ar fi plăcut să avem o gașcă așa mișto, care să bată munții, să facă ceva, să împădurească, să împartă la zeci de mii de copii cadouri. Tășuleasa, în primul rând, e locul în care s-au născut străbunicii mei, s-au născut bunicii mei, mama mea. E locul în care eu mi-am dat un reset. Pentru copii și pentru generația tânără sunt acel exemplu așa da, dar sunt acel exemplu și așa nu. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putere și nu a fost chiar simplu, pentru că este o poveste, cred că, mult mai lungă, ce înseamnă să ne recuperăm în societate după ce pierdem o etapă așa de mult. Timp de 10 ani de zile nu m-am gândit niciodată să-mi pun capăt zilelor. După ce am scăpat de acolo, au fost primele mele gânduri să mă sinucid, pentru că, efectiv, eu nu mă mai găseam în lumea asta. Deci nu mai înțelegeam nimic din ce se întâmplă, culorile le percepeam total altfel, mirosurile le percepeam total altfel. Tot a doua, a treia zi îmi făceam bagajul să mă duc înapoi. Cumva mă regăseam foarte mult acolo și eu credeam că acolo, eu trebuie acolo să trăiesc. În totalitate, cred că am avut nevoie de vreo 2 ani de zile ca să uit acea perioadă care am petrecut-o acolo și, în sfârșit, după 2 ani de zile, am putut măcar să și povestesc despre ceea ce s-a întâmplat acolo, despre ceea ce am trăit acolo sau măcar cum am văzut eu, cu ochii mei, ceea ce s-a întâmplat acolo. Personajul principal a fost fratele meu. El a fost colacul de salvare pentru mine, doar că acel colac de salvare a fost aruncat undeva așa, în mijlocul oceanului. Eu m-am prins de el. Și singurul care o dat din mâini ca să ajungă la mal am fost eu. Lângă mine, lângă familia lui, adică eu și mama, cred că Tășuleasa, oamenii de la Tășuleasa, natura de la Tășuleasa și din jurul Tășuleasei, în care noi încercăm să facem parte din ea, că asta este și prima lecție care o avem noi,
de oferit copiilor, să fii parte din natură, să nu fii tu și natura, dar cu siguranță voluntarii, oamenii care sunt aici, au făcut parte din această echipă, nu neapărat de recuperare, dar din această echipă care a putut să-i ofere la Tibi o societate în care să-l accepte exact așa cum este. Și atunci cred că a avut un mare rol, într-adevăr. Și n-aș fi putut să fac asta singur. One more for the world, I need to know. It's the end of the street. Mulțumesc frumos! Este vorba despre același fir roșu pe care îl urmărim de la bun început. Poate fi explicat ca și un leadership social, ca și o prezență valoroasă a individului în societate. Să știe să facă diferența dintre individ și societate, adică este cumva... Noi n-am inventat nimic aici, cred că și Imperiul Roman sau grecii sau creștinismul sau orice fel de cultură se baza totdeauna pe cum îi este mai bine la comunitate ca să-mi fie și mie ca și individ mai bine. Deci, practic, școala aceasta de voluntariat de la Tășuleasa Social, că între timp se poate numi școală, transformă niște, în cazul nostru, foarte mult adolescenți, dar între timp grădina de la Tășuleasa este populată și de adulți care înțeleg această poveste. În oameni care sunt capabili să se implice oriunde, repede și să facă diferența între care este responsabilitatea ta foarte importantă ca această acțiune să funcționeze. Acum facem o competiție sportivă, peste două luni facem o împădurire unde vin 1500 de oameni. Am avut o școală de mers pe munte unde au fost 800 de oameni în total în acest proiect. Avem sute de copii pe an, probabil chiar 1000 de copii și adolescenți pe an aici în pădurea pedagogică sau la Tășuleasa Social și se impune exact aceeași valoare. Eu știu ce am de făcut ca acești oameni să participe comunitar, să facă ceva. Atunci când am pornit împreună cu toții la acest proiect, inclusiv cu mama pe care noi o iubim foarte tare, noi am vrut să punem în dezbatere o formă a societății care există și la care mulți dintre noi închid ochii. Nu cred că nu este violență familiară destulă în satele din România, dar nimeni nu vrea să povestească despre asta. Nu cred că starea asta infracțională a trecut dintr-o dată de la Revoluție încoace și nu mai, cum se spunea atunci, voi de unde lucri, acolo trăiești. Adică nu se mai încearcă cumva tot aceeași formă de mic negoț, de scos motorină din tractoare, de dus din livez mere. Tata fura. El era un host de lemne, el valorifica lemne respectivă, dar nu o făcea el. O făceau toți bârgoanii și au făcut-o până în anii 2000. Statul nu le-a creat alte condiții, oamenii încercau să trăiască. Și asta făcea și tatăl meu. Era un host de lemne, noi eram duși și învățați același lucru, pentru că pădurea era destulă atunci. Trăia și pădurarul, trăia și tatăl meu că lua și toți așa mai departe. Era un bulgăr dintre ăsta care s-a topit, cred că, în ultimii 5 ani. Maria Teresa! Tibi putea, prin curajul lui mare, să își asume povestea asta, pe de o parte pentru el, pe de cealaltă parte pentru toți cei care am fost în această situație. Șansele să vă rătăciți sunt 1%.
Ce vreau să vă zic este că munții noștri, țara noastră, e luată în stăpânire de niște oameni pe care am vrea să-i înlocuim. Cu dumneavoastră, cu voluntari, cu trasee frumoase, cu muncă adecvată, pentru că altfel o să se distrugă tot. Am nevoie de câțiva ani buni ca să ajung la mal și să ajung acolo pe uscat și să-mi dau seama că pot să schimb ceva în viața asta și trecutul să-l las în urmă și să profit de tot trecutul ăsta meu. Ceea ce eu sunt acum este trecutul meu. Vine cineva, vine, vine, vine! Noi suntem frați, buni, greșim, ne gândim la următoarea împădurire sau la următorul camion de Crăciun sau la maratonul la care el este guru și o gură. Câștigătorul de la triatlon îl avem, Via Maria Terezia 4.0. Din greșelile mele, din ceea ce am făcut rău, am învățat foarte mult și nu din coronițe și lauri care ți se aduc. Am vrut să arătăm, asta a fost, ăsta sunt eu, acum mare campion, fost pușcăriaș, cu o copilărie teribilă, ca a voastră, a tuturor, și care acum, cumva, am luat-o la fugă și vreau să fug în continuare. Vreau să fug prin viața mea, să o simt, să o trăiesc. Sigur că aici toți l-am susținut. Și tășuleasa, și mama, și eu nu mai îmi pun probleme că îl susțin sau nu îl susțin. Noi ne susținem, cred că, și atunci când greșim. Asta este regula noastră. Odată când treci prin încercări foarte multe, cum am trecut noi, cred că la un moment dat, indiferent de ce se întâmplă, trebuie să iei de la capătul bun pe fratele tău. Noi am avut o relație foarte apropiată și la un moment dat drumurile noastre au fost atât de diferite. Și în acel moment eu l-am luat de la capătul cel bun, adică de acolo de unde noi am fost copii împreună, am mers după animale împreună, am luat bătaie împreună, am răbdat foame împreună, am fost dezbrăcați împreună când era frig afară. Deci au fost, da, alea, multe. Prin alergare, am reușit în primul rând să-mi dovedesc mie că pot să fac și altceva. De fiecare dată când mi-au adidas în picioare și o iau pe dealul ăsta la alergare, simt un moment de relaxare, un moment de eliberare. Dacă dumneavoastră n-ați fi aici, această competiție n-ar putea să aibă loc. Nu s-a întâmplat peste noapte să mă trezesc așa într-o dimineață și să alerg 100 de kilometri. Era o rutină dintre asta zilnică, unde aveam niște câini pe care îi scoteam dimineața la plimbare. Tot plecau, tot fugeau pe aici și la un moment dat mi-a trecut și mie prin gând să alerg și eu puțin într-o dimineață, pe aici, într-o direcție, vreo 500 de metri, după care, efectiv, am început să am dureri în piept. Și atunci m-am gândit, bă, aș putea și pe partea asta să fac ceva, adică pe partea asta de sănătate, să mă trezesc dimineața, să fac puțină mișcare. Iar de la acea mișcare, cumva, după câteva luni de zile, s-a transformat într-o alergare. Alergarea s-a transformat în distanțe. Și s-a transformat în distanțe foarte lungi. Zi-mi cel mai greu lucru care ți s-a întâmplat în viața ta.
Ei toți credeau că o să răspund: a, că am înghețat de frig la cercul polar, că mi-au degerat picioarele, că arătam nu știu cum. Cea mai grea perioadă din viața ta a fost alta. Nu a fost atunci când ai mers în munții albi sau nu a fost atunci când ai făcut blocaj renal și era să mori. Nu, era să mori în tir de arme, când te împușcai ca un nebun pe străzi cu poliția, știi? Când erai nimerit de 4 glonțe în vestă. El, cred că a intrat în detenție la 25 de ani, s-a întors înapoi la 15 ani, adică nu cred că a fost o evoluție mentală deosebită și acum sigur că a căpătat niște informații, am trimis multe cărți, el citise, se documenta, se scria visele, deci făcea el ceva lucruri acolo, dar totuși era atât de izolat încât emoțional, bineînțeles că a fost o regresie cumva. Avea 35 de ani și era cumva de 15 ani. Un pic mofturos, introvertit, se retrăgea. Eu m-am prins relativ repede că suferea foarte tare. Am avut noroc că el la un moment dat a făcut un click și s-a ridicat și eu am făcut ce am putut, adică am stat lângă el și am încercat să-l înțeleg. De fiecare dată când nu mai puteam, încercam să mai pot puțin, de aia și motto meu a rămas: atunci când nu mai poți, mai poți puțin. De acolo a început cumva și visul meu ca să închei câteva curse din lumea asta considerate unele dintre cele mai grele curse din lume. Face parte din adrenalina de care am nevoie, din setea asta, să zic așa, de a cunoaște, de aventură, de a încerca pe cât posibil să mă depășesc, să mă autodepășesc. Reacțiile mele totdeauna sunt în continuare de frate mai mare care își protejează fratele mai mic și care zice: bă, Tibi, fii serios, adică ce... Dar până la urmă sunt primul care îl susține în toate proiectele. Și în proiectul de la Polul Nord am fost cel mai apropiat om care l-am susținut. El face parte din categoria sportului amator sau alt fel de sport, ca să zic așa, eu nu i-aș zice chiar de amator, dar viața lui este una care necesită foarte multe renunțări și forță materială să poți să faci lucrurile astea. Dacă ai căciulă pe cap și mănuși, n-ar trebui să fie o problemă foarte mare. Între ghilimele n-ar trebui. Deci la început am rezistat 7 secunde. 7. Și am crezut că și mor aici. Deci am și intrat, m-o tremurat, n-am mai putut să mă închei. Deci am crezut că și mor. Și treptat, în fiecare zi, am crescut. Dar cum am zis, și aici, la început, are de-a face fizic cu pregătirea, dar la un moment dat, de aici se duce și chestia asta. Am ajuns la un moment dat ca să folosesc acei demoni să lucreze pentru mine. Mă concentrez foarte mult pe respirație. Demonii eram eu, eurile alea mele, care se gândeau de fiecare dată să-și alimenteze cumva sufletul. Încerc să controlez respirația, să nu am așa chestii de genul. Și încerc să stau, nu exagerez, nu cât pot. Revin la această rețetă de frați, care se îndrăgesc, se iubesc cumva. Cum să nu-ți imaginezi că fratele tău câștigă când este fratele tău și îți dorește asta? Deci este o ecuație foarte simplă. Că nu prea stau eu în rugăciunile mele să-l pun, oare câștigă Tibi sau nu. Doamne, dă-i sănătate și ajută-l să-și ducă la capăt planul. Eu cred că mă menține și sănătos. Nu mă mai răcesc de foarte multă vreme. Pare extrem, dar nu-i. Nu-i chiar așa extrem. Problema e după ce ieși, să ai grijă să te miști un pic. Sigur că e o mare bucurie că a câștigat. Eu îi recomand să nu se mai ducă acolo și nu mă feresc de acest lucru. Sau îi recomand să mai steie puțin pe acasă. Să nu... Azi mâine avem și noi nevoie de un doctor aici. Oricine din lumea asta pentru om de aproape are emoții și gânduri și griji. Și atunci nici pentru noi. O săptămână când a fost plecat în competiția aia nu a fost foarte simplu. Bun, vă aștept sus la un ceai. Lupul schimbă părul, dar năravul ba. Era într-o iarnă, eram deja de vreo 4-5 ani de zile ieșit din pușcărie și
Am plecat spre vatra Dornei și la un moment dat, după ce se trece dealul, este o coborâre așa de vreo 7 km în jos. Din sens opus, urca o mașină de bani. Bineînțeles, puțin mai modernă decât cele pe care le cunoșteam eu. Bun, mai oprim piste 42. La un moment dat, din cauza zăpezii pe urcuș, mașina derapează și se pune de-a curmezușul pe carosabil și eu efectiv n-am mai putut să înaintez și atunci a trebuit să pun frână ca să n-ajung să intru în ea. Și am pus frână, mi-am dat seama doar când am ajuns acolo aproape de impact, la câțiva metri, că este o mașină blindată și o mașină de bani. Și atunci, că tot vorbeam așa de fiecare dată despre revelații, era aproape să am o revelație în acel moment, dar nu am avut-o. Și m-am oprit așa lângă ea și nu știam ce se întâmplă, nu știam ce se întâmplă, adică știam de... Aveam așa flash-uri deja de când eu mă ocupam cu mașinile astea de bani și la un moment dat așa am simțit că se ridică așa părul pe piele așa și am început așa să am efectiv să am niște emoții. La Aclavic deja. Minus 10, da, la Aclavic. Avem 340 de kilometri. După 459. Aclavic, Inuvic, 120,4. Hei, doamne, după 69,87. O nimica ta. Atunci mi-am dat seama că vorba aia, că lupul schimbă părul, dar năravul, ba, este foarte adevărată. Eu am schimbat părul de multe ori, năravul, cred că este așa în menirea noastră, nu o să putem să ne schimbăm, doar că o să ajungem, am ajuns, sau eu, în special, am ajuns să pot să îmi controlez eurile alea și demonii aia din mine care atunci la un moment dat se ocupau de mașinile astea de bani și le jefuiam. Este foarte greu să ne schimbăm, doar încercăm să fim altfel sau încercăm să ne integrăm în societatea asta care ne cere cum să fim. Și eu am fost, de felul meu de mic, o fire destul de rebelă și cred că nu sunt singurul pe lumea asta care uneori îi place să încalce regulile. Sunt unii dintre noi care, mai mult sau mai puțin, mai curajos sau mai puțin curajos, la un moment dat încalcă regulile sau încălcăm legea. Maturitatea din mine sau pedeapsa care am primit-o m-a făcut ca să-mi țin sub control eurile alea din mine sau demonii aia care în acele vremuri și în acele momente m-au adus într-o pușcărie de maximă siguranță și a trebuit ca să mă pedepsească câțiva ani ca să mă învețe minte sau să mă arate drumul corect sau drumul cel puțin pe care sunt în ziua de astăzi.